E ceva de nedescris în cuvinte. Deci mi-am dorit foarte mult să ajung. Am venit de la Târgoviște și m-a ajutat un părinte să intru. Această femeie a venit în această dimineață din Târgoviște și a stat la rând pentru a reuși să se închine la racla cu moaște. Vine periodic la Sfânta Parascheva pentru că de fiecare dată o ajută. Eu sunt din Iași, dar măritată la Târgoviște de 4 ani jumătate. Și adică la 3 luni cel mult eu vin la Iași, la Sfânta Parascheva, întotdeauna m-a ajutat. Orice am cerut cu credință, adică m-a ajutat și când m-a ajutat am și venit ca să-i mulțumesc la Sfântă. Pelerinii care au reușit să ajungă în aceste zile la racla cu moaște spun cu emoții că se bucură foarte mult că au ajuns și că se roagă pentru sănătate, dar și pentru pacea în lume. Am o mare bucurie pentru că nu am mai venit de 3 ani cu această pandemie și am emoții pentru sănătate, pentru să dea Dumnezeu liniște, pace în lume. Ce-ai simțit când ați ajuns acolo la... O mare bucurie și am emoții și îmi vine să plâng. Îmi vine să cred că am ajuns. Ne-am rugat ca orice creștin. Dorim pace, liniște. Dorim ca țara aceasta să meargă înspre mai bine. La Coavioasa Parascheva m-am rugat pentru sănătate, iertare de păcate, pentru pace în lume și pentru binele fiecăruia om din țara asta. Prima dată când ajungeți sau ați mai venit? Nu, mai fost, de ianuarie am mai fost, aproape în fiecare an am venit cu la Coavioasa. Nu se poate să lipsim de la Coavioasa pentru că ea ne apără și ne păzește de toate relele. Ce v-ați rugat astăzi la Sfânta Parascheva? Pentru noi toți păcătoși, să ne ierte păcatele și pentru sănătate și pentru tot poporul. Este prima dată când veniți sau ați mai venit? Fiecare an vin aici la Coavioasa. Au fost și părinți care au venit și au stat la rând împreună cu cei mici. În primul rând am venit cu copiii și vă dați seama, pentru sănătatea familiei, a copiilor, pentru liniște și pace în toată lumea și bine. Dată când veniți? Nu, am mai fost. Este aceeași senzație, aceeași emoție. Eu mai fost? Nu, ei niciodată. Cum a fost pentru tine, pentru prima dată când ai venit la Sfânta Parascheva? Pentru ce te-ai rugat? Pentru sănătatea mea, pentru familia mea și ca să fie pace în lume. Cum a fost când ai stat la rând? Foarte frumos. Nu a fost greu? Ți-a fost frig? Nu. Și un grup de 15 copii cu vârste între 3 și 4 ani au trecut miercuri dimineață pe la racla Sfintei Parascheva. Înfrigurați, copiii au fost ascultători și au mers în rând sub atenta observație a educatorilor și a părinților.